71. Au trecut cinci zile de când n-am mai scris și mă aflu tot aici. Mașina fusese a lui Noim. Nu venise să mă aresteze, ci să mă salveze. Precaut ca și cum s-ar fi așteptat să-l împușc, se să apropiase de cabană strigându-mă. Kinal, chinal! Ieșisem dinăuntru. El încercase să-mi zâmbească, dar era mult prea încordat ca să reușească. Cineva s-a gândit că trebuie să fii pe undeva pe aici, cuibul vulturului. Încă te mai bântuie, nu-i așa? Ce dorești? Patrulele lui Stiron te caută, chinal. Urma ta a fost luată până la poarta salei. Ei știu că te afli în șesurile pârjolite. Dacă Stiron te-ar fi cunoscut tot atât de bine ca fratele tău jurat și ar fi trimis trupele direct aici. Ei însă te caută prin sud, presupunând că vrei să traversezi șesurile umede, să ajungi în golful Sumar și de acolo să iei un vas către Sumara Bortan. Dar e clar că vor veni să te caute și pe aici odată ce descoperă că s-au înșelat. Și apoi vei fi arestat, judecat, condamnat, azvârlit în închisoare sau executat. Stiron crede că ești cel mai periculos om din velada Bortan. Chiar sunt spusesem. Noi îi arătase spre mașină. Urcă. Vom trece cumva prin blocadă. Mergem în sala de vest și de acolo către oini. Ducele de Sumar te va pune pe un vapor spre Sumara Bortan. Până la următorul răsărit de lună vei fi ajuns deja. De ce mă ajuți, Noim? De ce ți mai bați capul? Am văzut ura din ochii tăi când te-am părăsit. Ură? Ură? Nu china, nu ură, ci tristețe. Cineva îți este încă Făcuse o pauză și cu un efort adăugă. Eu sunt încă fratele tău jurat. Sunt devotat binelui tău. Cum îl pot lăsa pe Stiron să te vâneze ca pe o sălbăticiune? Hai, te scot eu de aici. Nu. Nu? Vom fi prinși mai mult ca sigur. Stiron te va pedepsi și pe tine pentru că ai ajutat un fugar îți va confisca pământurile și îți va lua rangul. Nu face un sacrificiu inutil, Noim. Am venit până în șesurile pârjolite ca să te aduc pe tine. Dacă ai impresia că o să mă întorc fără... Hai să nu ne certăm, îi zisesem. Chiar dacă aș scăpa, ce mă așteaptă? Să-mi petrec restul vieții ascunzându-mă în junglele din sumara Bortan printre oamenii a căror limbă nu pot vorbi și ale căror obiceiuri îmi sunt străine? Nu, nu, m-am săturat de exil. Lasă-l pe Stiron să mă prindă. Nu fusese prea ușor să-l conving să mă lase aici. Discutasem sub soarele arzător al amiezii preț de câteva minute care mi se părură o eternitate. El era decis să ducă la bun sfârșit această salvare eroică în pofida posibilității aproape sigure de a fi capturați. O făcea dintr-un sentiment al datoriei, iar nu din dragoste, pentru întrucât vedeam că încă mă considera răspunzător pentru moartea lui Halum. Nu voiam ca pedeapsa ce plana deasupra mea să se răsfrângă și asupra lui, așa încât i-am spus că gestul lui era foarte nobil, însă eu nu-l puteam însoți. Până la urmă a început să bată în retragere, dar numai după ce jurasem că voi face cel puțin efortul de a mă salva. I-am promis că mă voi îndrepta spre munții din vest în loc să rămân aici unde Stiron m-ar fi găsit lesne. Dacă reușeam să ajung cu bine în veli sau trei și aveam să-i dau de știre în vreun fel ca să nu-și mai facă griji în legătură cu soarta mea. Apoi adăugasem. Poți să faci ceva pentru mine? Am adus din colibă manuscrisul un maldăr de foi grosolane, acoperite cu litere roșii. I-am explicat că acolo urma să găsească întreaga poveste, întregul meu suflet și toate evenimentele ce mă adusese în șesurile pârjolite. I-am cerut să-l citească și să nu dea vreun verdict înainte de a-l termina. Vei găsi în aceste pagini lucruri care te vor îngrozi și te vor dezgusta, i-am atras atenția. Cred totuși că-ți vor deschide inima și sufletul. Citește-le, Noim. Citește-le cu atenție. Gândește-te la cuvintele mele. Apoi, în temeiul frăției noastre, i-am cerut să-mi păstreze cartea cu grijă, chiar dacă ar fi fost ispitit să o ardă. Aceste pagini conțin sufletul meu. Distrugele și mă vei distruge și pe mine. Dacă disprețuiești ceea ce citești, ascunde cartea, dar nu-i face niciun rău. Ceea ce te poate șoca acum s-ar putea să nu te mire peste câțiva ani. Poate într-o zi vei dori să arăți cartea și altora ca să le poți explica ce fel de bărbat a fost fratele tău jurat și de ce a făcut ceea ce a făcut. Și să-i schimbi și pe ei așa cum sper că pe tine te va schimba jurnalul meu, am adăugat în gând. Noi îmi jură să-și țină promisiunea. Lot teancul de foi și-l puse în mașină. Ne-am îmbrățișat. Mă întrebă din nou dacă nu voiam să plec cu el și l-am refuzat încă o dată. L-am obligat să-mi repete că va citi cartea și va avea grijă de ea. Odată în plus îmi jură că așa va face, apoi urcă în mașină și se îndepărtă spre est. Eu am intrat în colibă. Locul unde ținuse manuscrisul era acum gol și am simțit deodată un vid. Cred că foarte asemănător cu ceea ce încearcă o femeie care vreme de cele șapte perioade lunare a purtat un copil în pântece iar acum își redescoperă netezimea abdomenului. Îmi deșertasem tot sufletul în acele pagini. Acum eu nu mai însemnam nimic, iar cartea era totul. O va citi oare Noim? Credeam că da. O va păstra în siguranță? Mai mult ca sigur, deși probabil că avea să o ascundă în cel mai întunecat unghier al casei sale. O va arăta și altora într-o bună zi? Asta nu mai aveam de unde să știu. Însă, dacă tu ai citit ceea ce am scris, atunci asta se datorează bunăvoinței lui Noim Condorit. Și dacă el te-a lăsat să citești, atunci eu am învins asupra sufletului său, în cele din urmă, așa cum sper să înving și asupra sufletului tău.